Dubla 1. Salutare, dragi subscriberi! Bine ați venit la un nou episod Nubia Motovlog. În acest episod o să vă prezentăm echipamentul, de fapt o parte din el, că cealaltă parte este la mei, că am dus motorul la garaj și n-am stat să carm echipamentul cu mine. După cum bine o parte din voi știți, acum câteva luni am avut acel giveaway în care v-am rugat să spuneți cam ce ați vrea să vedeți în episoadele următoare, ca să puteți să vă înscrieți la acel giveaway pentru macheta care am dat-o. Știu că a fost un comentariu sau câteva legate de echipamentul moto, ce echipament moto are Nubian. Așa că în acest episod o să vă prezint cam ce poartă Nubian pe motor. O să vă prezint gecile, casca, mănușile, pantalonii. Aia de piele momentan nu i-am, dar o să vă zic câte ceva. Și înainte de a începe prezentarea echipamentului, vă recomand să băgați și un follow pe Instagram. Vă las aici în descriere linkul și pe video. Așa că să-i dăm drumul. Să le luăm pe rând. Cu ce putem să începem decât ce avem la îndemână? Mănușile. Acestea sunt mănușile pe care le port. Mănuși lungi. Producătorul Beric, modelul SPA. Sunt din piele, recomand să purtați mănuși lungi, vă apără mai bine aici la încheietură. Foarte comode și care asigură o protecție destul de mare. Prețul este undeva la 80 de euro sau nu mai știu cât era când le-am luat. Cam atât cu mănușile. Acum trecem la extremitatea cealaltă. Este vorba de încălțări. Ca și încălțări, pentru moto am două chestii pe care le folosesc. După cum bine știți, cizmele moto, care le pot mai tot timpul și prin oraș și prin afară. O pereche de CDST, care momentan nu le am. Cizmele și pantalonii le-am lăsat pe la mei aproape de garaj, n-am stat să mă car cu ele înapoi acasă. Ca atunci când iau motorul să am și o parte din îmbrăcăminte acolo. Așa că o să vă arăt doar o poză, majoritatea le știți, CDST, astea sunt. În afară de aceste cizme de la CD, mai mult pentru oraș, mai am și o pereche de ghete, care sunt acestea. Hai să ne descălțăm. Nu iese, nu iese! Acum, gata. O pereche de ghete de la Alpine Stars, modelul Fastlane. Așa, ca să prezentăm. Acestea sunt pentru oraș. Ca să nu stau să scârții mereu când ies undeva mai prin centru sau așa, de obicei cizmele scârție rău de tot. Astea sunt puțin mai comode și merg la o plimbare prin oraș. Cam atâta cu încălțările. Să mă descalc și la celălalt picior, să nu stau într-o gheată. Ok, deci am avut mănușile, am avut încălțările. Acum să vorbim despre pantaloni. Sunt pantaloni din piele obișnuiți, no name din câte știu, sunt luați de pe eBay din Marea Britanie. Au fost undeva la, nu mai știu, 70-100 de euro, nici nu mai am idee. Să trecem la geci, care aici cu gecile s-au tot adunat de-a lungul timpului. Să luăm din geci. Prima geacă a lui Nubian. Avem una bucată Street Fighter. Da, să ne și îmbrăcăm cu ele. Avem una bucată Street Fighter, textilă, de mașină cheie. Hai să ne încheiem. Mamă, dar câte frumoare au și astea. Așa.
Avem acest Street Fighter care este o geacă din textil cu piele de vacă, Gore-Tex, cum se mai spune. Cam asta este prima geacă care am avut-o pe Suzuki. Pom, pom, pom. Apoi avem această geacă camuflaj, tot textil, care se asortează cu acei pantaloni de camuflaj care le mai pot de obicei la ieșiri. Aerisiri, ca să ne aerisim sfârcurile. Dacă cumpărați echipament moto, de recomandat să cumpărați din Marea Britanie, pentru că în Marea Britanie nu se aplică TVA-ul pentru echipamente moto, pentru protecție. De aceea sunt puțin mai ieftine acolo. Trecem la următoarea. Pentru verile călduroase avem acest Hain Gerike. Este o geacă textilă foarte aerisită. Așa, să ne vedem. Este o geacă foarte aerisită. Această geacă este de tip mesh, specială pentru vară. Și ultima, pe asta o știți, acel model de Vanucci, special purtat de Nubian, să fie un mic Power Ranger pe VFR, să ne asortăm cu VFR-ul. Ok, și aceasta este ultima geacă din colecția, toamnă, vară, primăvară și tot ce trebuie, geacă din piele, care protecție hard, care asigură o protecție foarte bună, dar și vă cam topiți în ea. Vanucci, care nu e Gucci, este un simplu Vanucci care... Da, nu purtați Gucci pe motocicletă. Și ca și încheiere să vă prezint și căștile. Nu cred că are rost să vă arăt toată colecția, pentru că mai am și un MT-ul și încă un IS-17 care... În fine, sunt destul de multe căști. Aceasta este casca care m-a ajutat în ultimele două sezoane. Iar pentru sezonul 2020 o să pregătim o cască nouă cu un design nou, care o parte ați văzut-o. Acest Rafa 70, o cască mai performantă față de ce am avut înainte. O să-i facem designul în curând, până în martie sperăm să fie gata. Cam asta este vestimentația lui Nubian în viața de zi cu zi pe motor. Sper să vă achiziționați și voi cât mai multe echipamente, să vă protejați cum trebuie și nu mă refer în pat. Să nu urmați exemplele celor cu șlapi, maieu și pantalon scurs, pentru că este vorba despre pielea voastră la mijloc. Așa că cu cât mai protejat, cu atât mai bine. Nu recomand armura, deoarece la un impact cu asfaltul sau unde vă loviți, de obicei armura nu prea stă bine pe corp. Există riscul foarte mare să fugă din zona în care ar trebui să o protejeze. Iar ca și recomandări de cumpărare, cum am și vorbit în live-urile trecute, Hondra, ce ne-a sfătuit cel mai bine, este să cumpărați din Marea Britanie. Cam atât am avut de spus în episodul de astăzi. Pentru cei care au rămas până acum la sfârșit, nu uitați să băgați un like, un coment, chiar și un share și un subscribe cei care nu sunteți abonați. Cam atât pentru astăzi, vă mulțumesc că ați fost alături, să ne vedem cu bine la episoadele următoare. Ciao, les! Stay safe, ride safe, Nubian vă salută, pa, pa!